Mires, mires, ziua bună! Doamnelor și domnilor, să vă fie casa, casă, masa, masă, la mulți ani cu sănătate. 20 de ani de cronică. Începe cronica cărcotașilor cu dezbrăcatul care a venit cu limuzina la salonul, târgul de nuți aici la Casa Poporului. Boto, du-te tu că mai stau cu tipul ăsta. Nici bine n-am intrat, că fetele au trecut pe mine cu pupături, dar noi nu ne să nu vă pupați, pentru că avem de-a face cu un virus tare păcătos. Dar mă întâlnesc cu niște prieteni cu care m-am întâlnit acum vreo 3 săptămâni la Timișoara. Maestre, pam, pam, repede, salut. Salutare, să rămână la mulți ani. Vreau doar repede să fac o improviză, fără niciun fel de preparație. O chestie are un Adidas negru, un Adidas alb. Da, și știți ce am cel mai magic flyer din târg. Vreau să arăt o chestie interesantă? Ia. Wow! Ce mai magic? Bă, ce gagicare ești! În cazul în care vă veți căsători și mireasa o să fie furată, va fi adusă în acest... În... Ce, nu vă căsătoriți? Sau... Când are loc minunatul eveniment? Vă rog. Bună ziua! Bună ziua, vă rog! În principiu pe 15 august, dacă ne suprapunem cu toate de și Sfântă Mărie. Și de Sfântă Mărie, da. Wow, ce tare! De când sunteți împreună? De 3 ani. Vă împăcați, v-ați mutat împreună? Nu ne împăcăm, știți cum e. Da, ce zodie ești tu? Eu sunt berbec și el e săgetător. Dacă tot împlinim anul acesta 20 de ani de cronică, da, ne-am gândit să punem la bătaie o nuntă din cap până în picioare pentru toți. Adică foto, restaurant, sală. Ne gândim. Și plus de atât, MC dezbrăcatul va veni gratis la dumneavoastră. Aia ar fi ideal. Care ar pune și el 1500 de euro. Dezbrăcatul vine dezbrăcat. De unde sunteți, maestru? Din Constanța suntem. La Sapă Mazăre ați venit. Cum e Nora? Foarte bună. Cu minte, zice mama. Zice mama. Îi zici mama mamei ei, tata? Încă nu. Să-i spui încă că nu. Unde este doamna? Tot aici. Cum o cheamă? Dilek. Deci voi sunteți? Da, noi suntem cuplul care poftim tătari. Cum e la casă? Deocamdată nu-l cunosc chiar așa de bine acasă. Eu îl știu, să știi că... Da? Da, e mama și fica. Semănați ca două picături. Cât la sută e pasiune, cât la sută e business din tot ceea ce faceți? Că văd că sunt florile naturale. Cred că 80% pasiune, că dacă nu era pasiune... De exemplu, dacă v-aș aduce niște flori umane, ați putea crea un buchet, adică normal, să pun un dezbrăcat cu două bebelușe în moto. Nu știu, asta e mai complicat. Da, eu fir gol și gata. Ia. Uitați câte lucruri, dar nu știu dacă realizați, dezbrăcatul din 20-20 este mult mai tiplă, mai tras, a slăbit, adică nu ne mai uităm la dulce, am terminat colesteroale, trigliceride, adică ușor, ușor să ne menținem, pentru că noi bărbații bine, dacă nu ne menținem, vom face burtă. Nici dumneavoastră n-ar trebui să mai mâncați dulce, pentru că veți face burtă. Dumneavoastră aveți deja. Prietenii noștri de la Firm Sandlands Core Store pun la dispoziție vouchere pentru bărbații divorțați, cei care au avut șansa să se căsătorească și au luat țeapă. Ce puneți la dispoziție pentru noi ăștia mai adulți, mai așa, mai în vârstă? Smoking-uri pentru dumneavoastră. Mi-a rămas acolo ăsta mic. Ai vreun croitor în spate să-mi dea drumul la timp? Cum să nu? Doamna este polițistă, este cea care va răpi generica. Cum de v-a venit ideea să faceți treaba asta nebună așa? Păi trebuie să fim originali, trebuie să venim cu ceva nou tot timpul. Și ce faceți? În îl arestați, domeniu. Îl dezbrăcați, îl gâdilați? Nu, avem un moment interactiv, un moment în care noi dansăm, eu și colegii mei, acolo avem și folclor, avem mai multe genuri muzicale și dansăm cu ei, efectiv dansăm cu invitații și cu publicul și facem stânga, dreapta, față. N-ați vrea în facem echipa... Facem limbo. N-ați vrea... Ce-ți faceți? Limbo. Da, limbo. Trecem așa, așa cu trenulețul, trecem N-ați vrea în echipă un bărbat bine, tânăr, glumeț, care are program și la radio, la Gold FM și lucrează și la Cronica Cârcotașului. Bun, să începem așa de la început. Da. Un bărbat bine. Da. Da. Un bărbat glumeț, da. Tânăr. M-am întâlnit cu ea acum vreo 4-5 ani. Am fost fermecat de ochii ei și ea nu știe că acum este filmată, dar în momentul în care o să se uite la mine, o să realizeze și o să vadă ce bărbat bine are lângă ea. Nu vorbeam cu dumneavoastră. Sărut mâna. Bună. Uitați-vă la ea. Exact ce v-am spus. Ce faci, draga mea? Bine, tu? De câți ani nu ne-am văzut? Sunt vreo... Șase. Cam șase, cam așa, cred. Da. Vedeți? Cam nu m-a uitat. Înainte, dacă vedeam un domn cu o rochie în mână, ni se părea ceva ciudat. Cam peste câți ani credeți că generica la noi va fi îmbrăcat în rochie? Peste 10. Mult. 5.
Vânzare mare. Aveți vreo ofertă specială pentru o mireasă pe care dacă e să o găsim, să o aducem la mireasă? Un preț mai... Pentru toată lumea. Până în 15.000 de euro. Până în 15.000. Salut! Numele tău este? Valentin. Valentin și? Alexandra. El are o surpriză pentru tine. Pe e care pus? O va afla acasă. Nu, o va afla acum. Acum? Da, Alexandra. Pe lângă faptul că acest om te iubește, m-a rugat să spun câteva cuvinte. Aș vrea să spun că te iubesc, dar nu știu cum să fac. De câte ori te întâlnesc, sunt fericit și tac. I s-au umezit ochișorii, casă de piatră. Mulțumim. Sunt două categorii de domnișoare. Cele care îmi sar în brațe, care vor o relație cu mine, și cele care fug de mine, care nici nu vor să aud. Draga mea, te rog frumos, doar vreau să ne spui cum te cheamă. Ana. Ana are mere. Și dacă mai faci așa, cu ce te-aș putea să te ajut eu în viața asta? Să mă iei de soție. Cetățene Ana Maria, ai da. Mamă de băiat sau mamă de fată? De fată. Și l-ați luat și pe el? De ce n-ați venit amândouă? Contează foarte mult și părerea soțului, nu viitorul soțului. Măi mamă, nu mai bine dă banii ăștia pe care îi cheltuie copiii. Se duc undeva într-o vacanță și fac o petrecere cu părinții, cu prietenii și gata. Dacă așa este tradiția la noi, mireasă, trebuie să o respectăm. Știi de ce rochia de mireasă e albă? Sincer, nu. Pentru că toate electrocasnicele sunt la fel. V-am pupat să rămân acasă de piatră. Vreau să fac o bucurie acestei viitoare mirese. Cum te numești, scumpă doamnă? Corina. I-ați spus prețul acestei rochii? Este pe etichetă. Deci de la 3900 de ron, 1950 de ron. Această rochie, dacă îți place, va fi cumpărată de... Nu știu de Cronica... Cârcotașilor. Da! Mulțumesc! Îți place? Îmi place. Deci o cumpărați? Dă-mi numărul soțului să ne trimită banii. La revedere! Dacă nu eram în insolvență, o cumpăram. Programul artistic îl aveți pentru eveniment? N-ați vrea să vin eu la un moment dat să spun la microfon două, trei chestii, să faceți niște poze cu mine, să rămână în istorie? Când e nunta? 22 august. Nu-mi pare rău că atunci am un potez. Nu puteți neapărat. Se poate? Bună. Bună. Ai stat cu spatele la noi și după ce ne-am săturat să ne uităm la spatele tău, superb, am zis să te întorci cu fața pentru a-ți face un compliment, să spunem că ești foarte frumoasă. Mulțumesc mult. Sigurică? Nu. Nu, cu... Din fericire. E aici? Pentru mine, da, e aici. Hai grijă, vezi că e cu ochii după, nu știu, treaba ta. Când aveți pe 22 august sau pe 30? La anul. La anul, foarte bine că se mai cunosc. Vedeți că ele, în general, sunt, știi, ajung acasă la el, gata, s-au instalat ca și cum sunt la ele acasă. Să le puneți la treabă, să le puneți la curățenie, la perdele, ca așa să... Ia uzi, Cristiana. Cristiana, ai auzit ce? Mama soacră. Mama soacră. Că dacă vei ajunge la el, nu, să stai, tu liniștită pe Facebook, pe Instagram, pe Insta Story. O să speli perdele, o să faci mâncare și el îl ții în scurt. Îl ții în scurt, între noi fie. Da. Dacă vrea și el la bere, lasă. Îl las. Mulțumesc. Sărac în spate acolo, da, să rămână, da. Noi să știți că pozele le facem unde dorește mireasa sau dacă mireasa dorește în altă parte, va fi luată cu forța și dus acolo unde vrem noi. Atunci mireasa... prefer cu forța. Da. Vă plac. Pe măsură ce apar invitații, îi pun și pe ei în tablou. E o pictură, să zicem așa, interactivă. E ceva nou, e ceva nou. Nu am mai văzut. Și gândiți-vă că pe lângă tot, în spate s-apar eu. Ce, bă, e ceva, ce da. Ați vrea să stați lângă dezbrăcatul sau lângă botezatul? Ar fi minunat. Cine? Mai degrabă dezbrăcatul decât botezatul. Uitați și noi, m-ați vedea într-un sac așa? Cătă, modelul ăsta aș vrea. Hai că știu că tu ești darnic. Hai. Vreau să vă arăt o viitoare mireasă care este din povești, din cartea cu zâna cea bună. Nu ne interesează cum te cheamă. Nu te mai întorci. Aoleu, ce m-am speriat. Când aveți nunta? Pe 26 iulie. Bravo, după cât timp? 5 ani. Chiar trebuia să te ia. Forțat, da. Și ai venit cu prietenele, cu mama. Cu sora și cu mama. Tu ești sora? Da. Mai ai surori? Am, destul. Hai că vorbim după. Bine, pa, hai că filmează moto aici. Trebuie să plec eu cu limuzina asta. V-am pupat, ne vedem săptămâna viitoare. 20 de ani de cronică. Mamă, ce tare e!